Atunci când omul a păcătuit, Dumnezeu a fost singurul în stare să poată face un plan pentru salvarea omului. Și au fost două elemente fundamentale pe care Dumnezeu le-a pregătit. Unu a fost Iisus Hristos, care a devenit mântuitorul și mijlocitorul oamenilor și apoi El a adus harul. Și am să le explic pe rând. Iisus Hristos a fost singurul care a trăit pe pământ fără păcat și din cauza faptului că nu a existat păcat în ființa Lui, a putut deveni mântuitorul tuturor oamenilor, pentru că sângele Lui ne spală pe noi de orice păcat. El este mijlocitorul pentru că este la dreapta lui Dumnezeu Tatăl și acolo, pe baza sângelui Lui și a jertfei Lui unice, mijlocește pentru toți oamenii de pe pământ. De 2000 de ani încoace, Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, administrează Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este favoarea nemăsurată a lui Dumnezeu, pe care am primit-o prin jertfa Fiului Său. Harul este suma tuturor acțiunilor lui Dumnezeu, îndreptate către om, cu scopul de a-l ajuta să fie mântuit pentru pământ și eternitate. Ce oferă Harul lui Dumnezeu? Scriptura ne spune, Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire tuturor oamenilor, s-a arătat. Trebuie să știm că mântuirea lui Dumnezeu este adusă pentru toți oamenii. Iar Harul, această favoare nemeritată a lui Dumnezeu, ne aduce câteva lucruri foarte importante în viața noastră. Primul lucru este faptul că Dumnezeu ne oferă ocazia să auzim vestea bună a mântuirii. Că Dumnezeu te iubește, lui Dumnezeu îi pasă de tine și Dumnezeu vrea să-ți mântuiască sufletul. Acesta este primul pas al Harului. Al doilea este faptul că, auzind vestea bună, noi primim credință în inima noastră și credința aceasta spune, da, Dumnezeu există, Dumnezeu are dreptate și Dumnezeu a făcut pentru mine ceva, într-un mod personal. Într-un mod natural, din punct de vedere spiritual, când credința vine în inima unui om, urmează pocăința. A te pocăi înseamnă a-ți părea rău de răul pe care l-ai făcut și îi cere lui Dumnezeu ajutor să nu-l mai faci și să-ți îndrepti viața. Credința și pocăința sunt două lucruri care merg mână în mână. Un al treilea aspect foarte important îl găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, în Roman, la capitolul 10, 9 și 10. Acolo Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre faptul că credința trebuiește mărturisită. Adică nu rămâne doar la nivelul interior al ființei. Eu cred, eu mă pocăiesc. Ci Scriptura spune că trebuie să mărturisești cu gura ta. Ce anume? Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Că Iisus Hristos este Mântuitorul lumii întregi. Și nu numai atât, ci al tău într-un mod personal. După momentul acesta, în momentul acesta, urmează acel aspect în care omul decide, conștient de toată vestea bună pe care i-a dat-o Dumnezeu, să-L primească pe Iisus Hristos în viața lui. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre a-L primi pe Iisus Hristos în viața ta. Din punct de vedere teologic, acest moment este definit ca nașterea din nou. De asemenea, Cuvântul lui Dumnezeu, în mai multe locuri din Scriptură, vorbește despre spălarea nașterii din nou, despre necesitatea nașterii din nou și lucrul acesta este momentul definitoriu în care un om intră în familia lui Dumnezeu, este înfiat în familia lui Dumnezeu. Această lucrare interioară o face Dumnezeu Duhul Sfânt prin auzirea Evangheliei lui Iisus Hristos.